a 23-a ediție a evenimentului Posada 1330 și împlinirea a 106 ani de la luptele purtate la Perișan de ostașii români în luna octombrie 1916 au fost momentele festive organizate de administrația locală din Perișani. La ședința festivă a Consiliului Local au participat și parlamentari vâlceni. Sunt încântat că după o perioadă de pandemie în care nu s-a mai putut organiza asemenea activități cu persoane numeroase, astăzi, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, am revenit la condiții normale și suntem prezenți într-un număr atât de mare pentru a cinsti eroii căzuți pe câmpul de luptă aici, la Perișan. Astăzi, la Perișan, sărbătorim comemorarea a 692 de ani de la bătălia de la Posada din anul 1330 și celebrarea 106 ani de la luptele purtate de ostașii români în punctul Poiana Spinului din timpul primului război mondial. Datoria noastră este de a aduce mai departe, din generație în generație, tradiția și lecția de istorie scrisă la Perișani și să nu facem uitat această sărbătoare, continuând să cinstim așa cum se cuvine și să aducem un ultim omagiu ostașilor căzuți pe câmpul de luptă. Vă felicit pe toți, Consiliul Local, angajați ai primăriei, conducerea primăriei și nu numai, și alți factori implicați pentru modul în care și de data asta ați reușit să organizați ceea ce noi, la nivel județean sau național, nu suntem în stare să facem. Am pledat de-a lungul timpului pentru transformarea acestei sărbători într-una județeană sau chiar națională. Se pare că cei care conduc județul, țara, au probleme mult mai importante decât a organiza niște chestiuni care țin de fibra noastră românească, de tradiție, de cinstirea celor care înaintea noastră, cu mult timp, au apărat aceste meleaguri. După cum bine știți, sunt un om consecvent și nu mă voi da bătut până nu voi reuși să fac acest lucru. De aceea, încă o dată vă felicit, pentru că sunteți cei care, mulți în sala asta, ați reușit să faceți un eveniment foarte important care să fie un exemplu pentru români. Sunt meleaguri încărcate de istorie, încărcate de tradiție. Sper ca toate acestea să fie puse în valoare de către dumneavoastră și de către noi toți, evident, pentru că trebuie să formăm o echipă, așa cum spunea și domnul președinte Buican, trebuie să lăsăm orgoliile la o parte, să reușim să ne găsim resursele, creativitatea, puterea de muncă, de ce nu, pentru a pune în valoare tot ceea ce Perișanul și țara Loviștei are mai frumos și mai special. Îmi doresc să facem asta cât mai curând. Știu că vorbim de mult timp, de multe lucruri pe care ni le-am propus și chiar sper ca acest moment să fie o nouă etapă în care să ne așezăm la muncă și să putem să îndeplinim exact ceea ce domnul președinte își dorește de foarte mult timp. Multe lucruri frumoase se pot face aici. Eu vă doresc mult succes, iar locuitorilor Perișanului, la mulți ani, să fie mândri de tot ce au aici. Știți cu toții ambiția pe care am dat-o vadă în toată perioada celor 20 ceva de ani de zile pentru ca acest eveniment să ajungă la cele mai înalte culmi, pentru a fi cunoscută istoria locală a comunei noastre, pentru a fi cunoscută originea noastră de aici și multe alte lucruri importante cunoașterii umane. N-am reușit întru totul, pe toată perioada cât am activat în funcție de primar, fiind ajutat de Consiliul Local, pe toată
perioadă celor 4 mandate, pentru că fără consilieri locali, fără viceprimarul localității care a fost alături de mine în toată acea perioadă și chiar a comunității locale, nu reușeam mare lucru. Cei care au trecut prin Comuna Perișani la acest eveniment în urmă cu 20 ceva de ani de zile, puteți să faceți o radiografie cum arăta localitatea atunci, cum arată astăzi. Cum se derula evenimentul atunci, cum se derulează astăzi. Da, este adevărat. Parcă după o perioadă de 2 ani de zile s-a stagnat puțin amploarea. Poate și din cauza că, eu știu, prin ceea ce s-a întâmplat în cadrul administrativ, persoanele mele, a viceprimarului, noua conducere până s-a adaptat, a scăzut puțin intensitate. Rămân totuși mâhnit că nu văd din partea autorităților județului Vâlcea reprezentanți ai Direcției de Cultură. Nu este prima oară când s-a întâmplat acest lucru. Mi-am zis că câțiva ani de zile am făcut niște reproșuri la adresa conducerii, după care direcția a binevoit și a venit aici, dar rezervat totuși de a susține plauzibil această localizare a sărbătorii Comune Perișan privind lupta de la Păsatul 1330. Noi astăzi aici nu aniversăm numai sărbătoarea localității și localizarea luptei Păsară. Sărbătoarea localității s-a încheiat cu un tedeum religios și depunerea de coroane la statuia lui Basarab I de la Posada și la cimitirul eroilor.